player like. Hăs cu bună dimineața, fraților. Astăzi le enervăm pe Dorian Popa 24 de ore. Gabi! Bă, vezi aeronul ăla frumos ridicat acolo? Cum snowboard îl făceam. Nu uitați să vă abonați la canal ca să ne strângem 2 milioane de abonați și ca să facem mai multe clipuri de genul. Băieți, așteptăm de vreo jumătate de oră, așa am venit aici să-l așteptăm pe Dorian să plece, să-l urmărim toată ziua, să vedem unde merge. Ne ascundem aici după E, fraților, să vedem cum se deschide poarta și cum s-a deschis poarta și am văzut că a plecat. Ne-am urcat în mașină și noi direct după el. Hopa, hopa, dă cu suprapoarta. Ascunde-te, mă. Am venit și cu mașina asta verde să mă bată tata, nu puteam să venim cu mașina Ioanei. Ia uite. Popa. Frumos, nu ne-a văzut, nu s-a uitat înspre noi. Dar nu știu dacă vlogul ăsta îl spionăm pe Dorian Popa sau le enervăm. Hai în mașina după el. Aș crede că se duce la Cori, sincer, să o ia pe Cori ca să se apuce de filmat. Dorian a venit până la Ikea, a mers o oră după el. E acolo lângă mașină și cred că o să și înceapă vlogul chiar acum. Iar noi acum o să-i dăm câteva clanxoane ca să le enervăm puțin. Hăți cu bună dimineața, stimați frați! Hăți cu cheluțul care n-avea nicio stare în mașina, Jonuțule. De ce n-avea stare? Întrebați. Bă, frate, unul care claxonează aici, nu înțeleg care e faza, în fine. Cheluțu, întrebați-mă ca să vă întreb, Jonuțule. Cred că acest domn și-a dat seama că aici se filmează un intro de vlog. Noi nu o să ne uităm foarte atent la el. Pardon. Noi... Este la mare depărtare, așa că sperăm că nu se va auzi foarte tare. Ce? Bă, de ce-i face, mă, chestia asta? Adică... Bă, mai dai. Vezi și tu că se filmează aici un intro de vlog și tu te apuci și claxonezi precum Cheluțule. Șop pe el, tati, mușcă-l acum, Jonuțule. Aoleu, dacă ne trimite pe Cheluțul pe noi, nu mai zic ce am pățit, dar nu e de bine, vă zice fratele vostru. Să stea și el alături de noi, să nu mai lingă geamul. Ah, să mă întind și eu, opa, așa. Pentru cât acum când vom in... Bă, dar ce se forțează nenea asta cu claxoanele, bă, nu... În fine, Jonuțule, sunt... Cred că s-a enervat un pic, hai să-l mai lăsăm că... nu vrem să tragem nici prea tare atenția, pentru că dacă ne vede, s-a stricat tot prank-ul. Am intrat în magazin, fraților, suntem fix în urma lui Dorian. Vreți să-l strigăm, să-l facem așa nedumerit? Dorian! Nu ne-a văzut. Dorian! Că suntem prea, strigați-l pe Dorian. Nu ne avem complici. Bă, parcă suntem copii aia mici, mă, bă, de strigăm după lume și fugim, sunăm la sonerie și am plecat. Pare o variantă decentă, bine, trebuie să-l contacteze doamna. Tu și știi, mă, tare. Să se vină să zică, bă, mai arătați-mi odată vaccinul, gen, mi-e frică. Haide, mă, nu vine. Mi-e frică. Stai așa să vorbească. Dar nu displace asta, sincer, și mi se pare și... Ascunde-te, pune-ți bluga în cap. Până acum nu știu cât la asta l-am enervat, dar nu pare să fie în apele lui. De-aia avea bilețelul ăla galben cu contactează personalul, genul. Chiar așa. M-ai strănut-o odată. Așa că... Băi, nu înțeleg dacă cineva e după noi cu prank-uri retardate sau oamenii chiar în halul ăsta. Bine, nu pot să spun oamenii halul ăsta se manifestă, că și eu probabil prin prisma altora sunt tot de genul ăsta. Dar de când am intrat în Ikea, deci pe lângă nenea ăla care claxona obsesiv, aud în stânga, în dreapta, strănuturi, tot felul de zgomote. Băi, astăzi vreau să stăm toată ziua după Dorian. Bă, toată ziua, până se culcă, ești nemul să le enervăm toată ziua. Băi, e și studiu de casă, vedem cum fac cei mai buni, să vedem cum se fac vlogurile. Învățăm și noi, da, furăm și noi meserie, frumos. Fraților, suntem în blocul lui Dorian. Văd că am terminat de montat aici mobila, după cum vedeți, și am pus toate cutiile astea afară. Și nu am auzit niciun fel de gălăgie, pentru că noi suntem în bloc de ceva timp, deci nu cred că a dat niciun rec până acum. Bă, dar mie mi-e frică și să fugim. O să facem schema aia ca la copii, batem la ușă și fugim, văd că face story-uri, chestii, cred că se pregătește de rep. Batem la ușă și fugim, sus pe scări. Mă gândesc că o să se uite în jos prima dată, nu? Logic. Da, dacă vine în sus, nu mai avem unde să mergem. Hai, mă, Dorian, nu-mi pași nimănui, adică nu mă cred. Cel puțin, da. Cred că pe noi o să ne... Zgeonule. Și uite cât de frumos se potrivesc cu garsonerica, este drept. Este drept. Intră! Să mai batem și după aia iese, nu? Intră! Cactusul meu prins în colivie, Jonuțule, mă uimește masiv, mânca la tata și... Cine e? Bă, care pas, mă, la ușă? Ți-a de distracție, mă? Da. Ce-ai zis? Care ești, mă? Care ești, mă, ți-a de care aici? Bă, poate cobor la voi. Bă, poate cobor la voi. Zic că am făcut de o grămadă la ușă, ca să înțeleg. Bă, dar nu înțeleg de ce... Bă, mi se pare, like, făceam și noi asta cu bătutul la ușă, bă, dar acum două...
țipă, mă, la geam, mă. Bă, eu nu înțeleg. Țipă la geam, bă, băiatule, bat la ușă și fug. Băi, găsiți-vă, mă, metode noi de joacă. Bă, vă aud, bă, sunteți handicapați? Bă, vă aud, bă, sunteți handicapați? Poate vin după voi. Nu mai râdeți ca retardații. Frate, trebuie să fugim repede să nu ne vadă Dorian, pentru că e nebunie rău, rău, rău de tot. Era super nervos, ați văzut cum a ieșit să urle, deci nu aș vrea să mă vadă acum, sincer, Dorian ca și omul vinovat de nervii lui. Fugim repede și ne ascundem pe undeva pe aici printre blocuri și după aia îl așteptăm să vedem unde mai merge astăzi. L-am urmărit pe Dorian până la mall la Afi. Cred că a venit sincer la magazinul lui să vadă cum se mai vinde situația de Crăciun. Așa că am pregătit niște haine noi pe care poate să le pună în shop. Avem mărciul Gamisos de pe gamisos.ro, fraților. Îi punem astea și după aceea mai vedem cu cel mai enervăm, că nu mai pot, vreau să mă culc. Băi, fraților, am alergat până la magazin la Dorian pentru că am vrut să ajungem înaintea lui ca să-i schimbăm astea. Avem aici tot mărciul Gami frumos, pac. Intră aici pe umeraș, umerașele cu hăți au dispărut. A venit Dorian, ce credeți nebunilor. Punem aici primul tricou, frumos. Unde să mai punem? Uite, mai punem aici un aici hanorac. Aici primul, invers, invers. Cum e? Așa, repede, repede să nu vină Dorian. Ia. Pe aici mai punem unul, frumos. Deci să ne luăm și noi. Este ceasul 6 și 5, Dorotule. Iată, nu mai poate afecta. La noi acasă, e ca la noi acasă, Cheluțu, tati. Simte-te-n largul tău, ce faci, mă, vrei în mall înapoi, mă? Mă, vrei în mall, mă? Ionuțule a venit cu CTC-ul frumosă. Ce mă stai aici? Vino un pic ce te uiți așa la mine. Ce mă stai aici? Ionuțule! Voi mâncați-o. Voi mâncați-o. Era gata să-l iau, bă, Samicu. Și că e un tricou, adică eu atât de prost să fiu asta, nu văd că e un tricou, ești nebun. Bă, dar stai puțin să înțelegem asupra unui lucru, lasă precum, vino cu anul. Nu pleca. Deci, în primul rând, fraților, să ne înțelegem asupra unui lucru. Nu numai că și-a pus mărciul peste al meu, dar... Bă, Cami, mă, să nu calci și tu tricoul ăsta, mă, un pic, mă. Chiar nu mă așteptam. Toată ziua mi-a mers pe de-a-n doaselea. Mă, clasona, să nu-l calificăm acum de dimineață, când eram în intro. Intru în Ikea. Bă, ce-au, Caterinca, cred că au văzut că filmez, că nu-mi dau seama altfel. Am ajuns la garsonier, au început să ciocăne și să fugă. Deci, cea mai cringe zi posibilă, da? Bine ai venit pe vlogul meu, îl enervez pe Dorian Boba 24 de ore. Noi am fost claxoanele, noi am fost la Ikea, noi am fost la garsonieră. Te-am urmărit peste tot, deci pe bure ai un program atât de activ și de-abia te prind în trafic. Adică... Faci mișto? Nu fac mișto. Deci îl enervez pe Dorian Boba 24 de ore. Mi-a ieșit. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest videoclip. Dacă v-a plăcut, uitați să vă abonați la canalul meu, la canalul Dorian. Ce credeți, nebunilor, că terminăm vlogul așa repede? Mai avem ceva pregătit pentru fratele Popa. Norocul nostru, fraților, este că Dorian nu și-a mai băgat mașina în garaj, probabil pentru că pleacă imediat la sală și nu mai avea sens să o bage în garaj, dar dacă nu, nu era problemă că puteam să punem astea și pe E-Class. Suntem aici cu hârtie de împachetat cadouri și avem foarte multe suluri din astea și trebuie să ne punem pe treabă. Problema e că sunt doar eu cu zbâr și unul dintre noi trebuie să filmeze și celălalt să pună alea și nu prea merge. Situația stă în felul următor. Ăsta a plecat așa. Bine, asta e un sur început, da? Doamne ajută când dezlipim asta să nu se ducă cu tot cu colant. Nu prea ar fi distractiv. Dorian ar avea un vlog. Dorian ar avea 7 vloguri, ești nebun? Păi zic și titlurile. Gami mi-a distrus mașina. Gami mi-a zgâriat mașina. Gami e sclavul meu 24 de ore. Partea 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Oho! Gami, nu mai pot de frig, adică gen un grad afară, hai să o punem mai repede. Minus un grad afară. Minus un grad? Păi chiar e minus un grad. Ia uite. Asta înseamnă, mă, zbâr dedicare. Uite, noi stăm aici, minus 1 grade afară. Frumos. Iar voi cei de acasă stați la căldurică, e ajunul Crăciunului, v-au venit cadourile. Trebuie să apăsați pe butonul de like neapărat pentru dedicarea noastră. Uitați-vă cum ne chinuim aici. Să fie totul frumos pentru voi, să râdeți cum îmi iau bătaie de la Dorian. Dragi prieteni, cam asta am făcut. Știu că arată urât, dar mașina lui Dorian cu toate lipurile, pachetele, toate nebunile, ești nebun. Aici a plecat lipul ăsta, ne-a dat un pic, l-a întors. I-am pus și pe parbrizescu aici frumos. Ia uitați-vă cât de bine vine. Avem și pe partea asta, avem aici două culori, țaca, paca aici. Hai să mai punem și pe lunetă 1. Ia uite, deci chemul Dorian cum se uită la noi. Hăți, Johnule, te pup. Sper că ești pregătit să te împingă Dorian la piept. Băi, deci eu nu mai pot. Am mâinile
înghețate, efectiv. Trebuie să strângem la acest vlog 50.000 de like-uri, altfel mă supăr pe voi, pentru că nu vă mint, e minus 1 grad, sincer. Te rog, zbâr, trage frumos asta așa. Care asta așa de ăsta? Fac, 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 fac. Ce ai, mă? Opa, stai că ai plecat cu decorul, mă, zbâr, grijă cu mobila. A, aici nu e simetric. Lasă așa, că pe partea asta oricum e mai multă lumină. Și asta e oricum partea pe care Dorian o vede prima dată. Deci asta e mai important. Suntem cu mașina împachetată, ne ascundem aici. O să lăsăm mașina mea aici, da, să nu credeți că e vreo făcătură sau ceva, pentru că oricum știe că noi suntem singurii vinovați. Dar o să ne ascundem măcar așa un pic, să prindem prima și prima reacție, să nu luăm cu camera direct. Și culcat. Aici, pe poartă. Opa. Gabi! Surpriză! Surprizele continuă! Surpriză! Păi te-am zis că te enervăm 24 de ore, adică... Bă, cu ce ai lipit asta și handicapat? Cu bandă dublă adezivă. Se ia colantul sau ceva? Mă gândeam că nu e o problemă, nu? Bă, și pe parbriz, bă, bă, mă, că ești băiat mai pus de asta de hârtie, mă. Păi da. Bă! Ai crezut că mor! Nebunule! Ai crezut că... Ți-ar vede! Bă, cum va veni vouă, mă, ideea asta să-l enervați 24 de ore fix pe popa, mă? De ce, mă? De ce, mă, fix pe popa? Hai să-ți facem un cadou de Crăciun acum, că e ajunul Crăciunului, frumos. Bă, dar bașina, mă. Bă, mi-ai dat la inimă, mă. Pe de asta ți-am am ieșit și am avut o fracțiune de secundă de blank. Norocul tău, în primul rând, că ți-am văzut instant mașina, că la mine aici, pac, știu clar ce-i pe stradă. Și în al doilea rând, norocul tău, că știam că filmez vlogul ăsta, mă, dar bă, mașina, mă. Păi de asta ți-a lăsat un pic de portocaliu așa să vezi exact că, bă, e mașina, dar am nu zis, e în regulă. Am zis că te-ai apucat să lipești cu ceva, cu am văzut eu ce prank-uri faci tu cu mașinile, ești nebun la cap. Tu ești mult colantul ăla, nu? De pe mașină, da, 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 da. Mamă, mâncați-ași gura ta dacă nu te smulgea mașina pe filmare, în rec, direct. Plecam cu vezele rolul ăla frumos ridicat acolo. Știi cum snowboard îl făceam, mâncați-ași gura ta. Da, mă, ce să zic? Păi, por la treabă. Ce să zic acum? Hai, mă, că te ajut și eu. Ce băiat. Dacă vreți să mai vedeți farse nebune de genul acesta, nu uitați să vă abonați la canal, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult. Și haideți în 2022 să ne strângem 2 milioane de abonați.